Un accident a avut loc pe DN73 între Pitești și Curtea de Argeș. Un șofer de taxi luase trei copii de la o școală din Curtea de Argeș și îi ducea acasă la Băiculești. După ce a lăsat un băiețel, a întors în jumătatea străzii și a fost lovit în plin de un camion. Hai să încercăm să oprim, să facem noi cercetarea. Hai, mă, gata! Mai lângă, acolo. 2,40. 2,40. Da. Mergem acum spațiu verde, până în gard, acolo, 330. Cine domiciliază aici? Cum vă numiți? Ionescu Aurelia. Ionescu Aurelia, da? 5,20. A venit de la școală copiii cu taxi. Cu taxi, că fiecare dână vine cu taxi. Și s-a dat copiul, nepotul meu jos aici în fața magazinului și urma ca taxi să bage aici pe podișcă, să se dea încă doi colegi care a apucat pe ulită în sus, adică să fie feriți de pericol. Medicul a venit în viteză și buf! Cei doi șoferi se contrazic atunci când povestesc ce s-a întâmplat de fapt. Am semnalizat stânga, am cadrat pe... Așa și domnul m-a lovit în spate. Mai multe, vedeți ce s-a întâmplat. Da, sunt bine copiii, deci nu au nimic la copii. Na, viteză eu niciun caz nu aveam, că abia mă pusesem un mers. Domnul a venit de spate, bănuiesc că ați văzut ce e urme de frânare. Ce că 40, niciodată urmele de frână la 40 la oră. I-ați luat de la școală? Da, i-am luat de la școală. Fiecare zi? Da. Taximetristul m-a depășit, a oprit pe dreapta, a plecat după locul semnalizării, a vrut să întoarcă și l-am luat. Nu s-a asigurat. Știe și poliția. El a vrut să întoarcă. Și eu nu l-am lovit în spate, nu sunt vinovat, l-am lovit pe lateral. Viteză n-am avut. Nu s-a asigurat la manevra de întoarcere a mașinii. Asta confirmă și poliția tot asta. În autoturism fuseseră trei copii, elevii școlii Mircea cel Bătrân din Curtea de Argeș, copii pe care taximetristul îi ducea acasă de la școală. Pe primul îl lăsase acasă și urma să-i lase și pe ceilalți doi, o fetiță și un băiețel. Accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, spun polițiștii. Deci e vorba de un autoturism, un taxi și un autovehicul transport marfă. Accidentul s-a comis pe fondul neasigurării la punerea în mișcare a autovehicului taxi. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară și pagube materiale. Ambii copii au ajuns la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul.